Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Mergem afară să o ajutăm pe soacra mea la borcane. Am cărat niște borcane jos, acolo în beci, că nu mai poate nici ea singură. Ea s-a dus să scoată astea și mergem în beci. Coborâm la subteran. Ea s-a dus să strângă gunoaiele, pentru că e duminică și v-am zis că vine mașina doar o dată pe săptămână. Gata, v-am adus aici cu mine în beciul patronei. Am aprins lumina. Punem trepiedul, cum să-l punem? Hai că-l punem așa. Vreau să le aranjez așa frumos. Nici sticlele astea nu prea-mi plac cum stau. Dar le mai mut, le mai sucesc. Sau să le las așa? Le las așa cum le-a pus patrona, că după aia țipă mai bine. Îmi fac aici de lucru eu. Punem borcanele cu castraveți. Le începem de aici. Ia să vă mai. Ăsta e cu amestec. Amestecurile le punem separat. Ca să știm de cum le luăm, cum le luăm. Deci astea sunt toate amestec. Așa. Ăștia sunt ardei și gogoșari. Punem pe partea cealaltă. Asta e tot așa. Asta cu amestec. Mergem să ne mai luăm, să ne mai umplem coșul. Am furat coșul de la patrona, l-am împrumutat puțin să pot să car mai multe, ca așa să vin cu două borcane în mână, ne apucă noaptea. După o să le mai aranjăm mai frumos, dar prima dată să le cărăm cum trebuie și după mai vedem cum le depozităm. Important este să fie duse acolo jos. Stați așa să umplu valiza. Mamă, ăsta e mare, rău. Luăm și pe ăsta. Mă, miros toată oțetă. Da, asta e. Trebuie duse. Așa de bune au ieșit bune, să știți că am gustat. Și aseară când am mâncat niște carne de aia la găleată, am gustat și sunt foarte bune, foarte gustoase. Mă mir cum au ieșit atât de repede. Nu știam că să fac așa repede murăturile. Credeam că trebuie să stea ceva o perioadă. Dar sunt foarte mișto. Mamă, ce greu e acum. L-am umplut cu vârf. Ca să nu mai vin de multe ori. Și vă iau așa cu mine. Poate cad. Cu tot cu ele. Mergem în vizuină. Vedeți? Ne era și Ion cu noi să ne ajute. Dar Ion să petrece. E la botez. Sâmbătă și duminica nu-l prins pe Ion, orice ar fi. Găsește-l evenimentul la care să meargă. Gata. Găsește eveniment după eveniment. Cred că Ion Bobune a fost la petrecere din toată Strehaia, pentru că n-a lipsit la niciuna. Poate să fi fost el pe la București, pe undeva să fi lipsit, ca în rest. E activ orice ar fi. Nu se lipsește niciodată. Deci, nu e nuntă în Strehaia și botez fără Ionileaua. Ăsta mai mare, îl bag aici. Așa. Amestec, ăsta e, ăștia sunt castraveți. Amestec. Tot așa gogoșari. Gogoșari. Cred că o să vă las aici. Nu vă mai iau cu mine. Că vă tot deranjez. Și vă învârt. Vă las admirații 2 minute. 2 minute, e mult 2 minute. Hai mă că vă iau cu mine iar. Așa.
Trebuie făcut curaj aici în beci, dar ne apucăm după ce transferăm ce avem de transferat acolo. Patroana s-a băgat în casă, intră pe TikTok acolo cu Leo, își face de lucru, nici n-are ce să facă că-i frig. Nu că i-a prins, am aprins. Altul baban, mare așa. Vreau să le iau pe astea mari, care mici le pun deodată și am terminat, am scăpat. Dar sunt importante astea mai grele, mai măricele. Că aici e problema mare. Și patron acum trebuie să stea și ea să, na, să se mai odihnească, și-a făcut destule, și-a făcut bulioanele, și-a făcut murăturile. O să înceapă iară cu porcii, dar mai încolo, am înțeles că nu vom lua porci acum și, sincer, mi se pare mult prea devreme. Atunci să tăie porcul, spre Crăciun aproape, spre sărbători, ca să simți și tu spiritul ăla de sărbători. Dacă îi tai așa prea devreme, afară zici că e vară. E cald, mi se pare anapă, dar rău. Bine, acum fiecare cum vrea după placul lui. Dar eu așa am sfătuit-o cu patroana. Mamă, prea de tot l-am făcut acum. Prea greu, prea mare. Dar lasă-l așa acum. Am fost, i-am făcut curaj și lui Leo în cameră. Am văzut-o cu patroana obosită că chiar nu mai putea. Și am zis să mă duc să-i ajut. La noi v-am zis că am făcut de-aseară, ca să nu mai stau cu mama. N-am încotro ca să pot să ajung la ambele case, la noi fac de seara și câteodată mai fac și dimineața când mă trezesc pentru școală, mai dau așa în mare, îmi fac curat ca lumea seara și dimineața mai dau încă o dată puțin cu mătura în zonele astea mici, că v-am zis că pentru living-ul la mare și așa mi-am cumpărat aspirator. Dacă câteodată când curge așa pe jos, când cad 2-3 frimituri, vă dați seama cum mai bagi aspiratorul, acum pentru 3 frimituri, le ieși tu cu mătura. Așa că mi-am făcut un bol mare aseară, să pot dimineață sau când mă trezesc să vin aici. Aveam nou un program dimineață, dar v-am zis cu somnul ăla agitat pe care l-am avut, nu m-am mai trezit de vreme și am făcut și-o după amiază, acum când am putut. Dacă acum a fost să mă trezesc, asta a fost. Bine că le-am făcut, nu? Contează că m-am dus să fac. Nu mai contează cum și când. Ca să pot să mulțumesc pe toată lumea, că așa n-ai cum să faci ziua și colo și colo. Trebuie să te împarți. Oră zi acolo, oră zi acolo, oră seara la noi și dimineața la ei. Ăștia doi aici și cu ăsta trebuie să trag asta așa. Asta. Mai avem? Nu mai avem. Și miroase oțetul. Miros toată amurături. E noua esență de streha aia. Of, of, of. Dar îmi place că fac mișcare, fac sport. M-am obișnuit așa să umblu prin toate curtea de colo-colo și îmi face și bine. Nu-mi place oricum să stau așa în pat, să zac. Decât câteodată, hai că-ți vine odată pe săptămână, te simți poate epuizat, te simți încărcat, te simți stresat, te simți așa, da. Îmi place toată să mai stau și să dorm, dar după ce mă trezesc n-am stare până noaptea. Îmi place tot timpul să-mi găsesc activitate, să fac ceva. E mișto și să te plimbi, e mișto să te și distrezi, dar
E frumos și să-ți faci treburile curții și ale casei. Și mai ales că știi că ajuns pe cineva și faci o bucurie cu ocazia asta, e tocmai la fix, zic eu. Mamă, ăsta cred că nici am cum să ridic. Ba da. Prea multe pun și eu, dar parcă mi-e mai bine așa, că mai am un pic. Uite, n-am și pe eu măcar să-mi fie cameraman. Că nu-l puneam pe el să facă, măcar să mă filmeze. Trebuie și el un rol ușor acolo în casă, un pic de ceva. Dar n-ai cum să te înțelegi cu John, cu dileaua asta. Așa. M-am. Multe amestecuri de astea, dar astea sunt cele mai bune. Deci la carne, la grătare, la carne de la găleată, la pomana porcului, la... Să vedeți cum o să fie nebunie. Deci chiar e mișto. Și au ieșit și bune. Nu le iau eu degeaba, chiar sunt. Ardei, punem aici. Castraveți și din nou ardei. Dar mă simt bine așa că știu că am muncit și eu la recolta asta. E frumos să știi că ai de toate și le-ai făcut tu. Puteam să și cumpărăm, dar era păcat să nu facem ce aveam de făcut. Le-am aranjat pe așa, le-am sortat. Mai avem câteva borcane. Vorbeam aici cu prietenii mei. Ce ai? Că... A, dar trebuia să te arăt cu genele. Le-ai arătat? Le-am arătat. Ia uitați-vă. Acum am soră geamănă. Mi-e s-au place. Strâmbă. Cum s-a mă? Nu, stă frumos. Te-a schimbat total. Am închimut fata azi. Că dacă vreau să mai imed din ele. Nu. Îi stă bine așa. Ea le... mi-a chemat ca să nu le dau jos, că e păcat să mai imed din ele. Nu, ia față de mine. Rălească. Tu le ai oricum mai decente, le ai mici. Mici. Și mie chiar îi stă bine. Mie îmi place, te prinde rău de tot. Da, ție îți place. Păi serios. Că uite, nici eu nu mă mai machiez, nu mai fac nimic. Dar parcă te prospătează așa la față. Ești tot timpul aranjată, te trezești aranjată, te culci aranjată. Uite, nu. Nu mai avem stres. Lasă că-l iau eu. Că de ce l-au oprit pe ăsta? Să nu-l duc în bieci? Poate. Lăsăm aici. Hai mă, că și-a lăsat destule. Da, are. Am lăsat și eu din aia, așa? Are provizii. Am aranjat alea frumos, le-am pus pe segmente. Amestec la amestec, castraveți la castraveți. Ăsta îl iau, da? Hai că nu mai e gata tura asta acum să umplu coșul. Să-ți duc și borcanele goale, le duc eu. Păi ce mai facem cu ele? Ce mai punem? Gata! Asta iau, da, sticlele. Bidoanele care a cumpărat vinul. Dar n-are rost să le ținem așa împrăștiate. De ce le ținem aceea? Dacă tot avem beciu și... Acum că... E loc de depozitare, e păcat să le țin timp. Bine că am scos și gunoaiele. Asta da, le-am zis. Sunt frumoase astea. Lasă-mă, tot acum termin. Frigiderele n-am putut să le... Ăla-l iau, da? N-am avut timp. Să nu scape, scape. Nu, că ia! Iese? Iese. Trebuie să-l iau singură. Dar de ce nu să bagă ăsta de tot aceea? Ia. Ia. Ia să iau astea. Acum nu mai iasă. Lasă-l iau. Să vă șopi ăsta. Hai. Ionica al meu. Ionica, cine știe? Cu capac în mână. Ionica e într-o petrecere continuă peste tot. Care petrecere, mă? Să duc să duce, găsește vreun grătar, vreo cununie, vreo de ceva. La papi. Sau la papi, găsește. Și vine și doarme. Sâmbătă și duminica găsește unde să ducă. În curs săptămânii nu prea, dar sâmbătă, duminica găsește-le un grătar la cineva, vreo oaie, vreun proțap, vreo ceva. E ca pe Aci. N-are starea ca așa. Ai pus și bulion? Da. Nu mai pus bulionul. Bulionul nu l-a pus pe atrapă. Eu doar le-am cărat. Poate să supără femeia, că de ce le-am amasecat cu ale ei. Nu, nu se supără, de seama că îi place și ei să vadă toate, ei să vadă. Vă dați seama că îi place să se știe cu toate puse la... Pong, cum zice ea.
vine și le mai aranjează eu. Nu mai face, nu știu. Le mai învârte, știu, dar... Eu le-am pus frumos, castraveți la castraveți, amestec la amestec. Castraveți la castraveți. Nu știu că le-am pus deranjate. Și e și frumos să le ai fiecare la locul lui, să știi de unde să ții. Vin într-o grabă, te uiți să stai 5 ore, unde e ăla, unde e ăla, unde e ăla. Așa știi locul lui, te duci și te la direct. E mai practic așa. Să ții din prima ce trebuie. Așa, gata. Mai prieteni, vă las, că v-am ținut cam mult. Și ne vedem mâine la un nou vlog. Cam atât a fost pentru azi. Cam așa arată murăturile soacrei mele și ale patroanei, combinate, da, sunt la comun. Avem și bulioane, avem de toate. Suntem bine momentan. Vă pup și ne vedem mâine.